CS Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-0 în partida disputată ieri pe stadionul extensiv în compania formației Petrolul Ploiești din etapa a 24-a a primei ligi. Albalbaștri au controlat meciul de la un capăt la altul și și-au trecut în cont numeroase ocazii de gol. Craiova a deschis scorul în minutul 19, în urma unui penalti dictat după un hands în careu comis de un fundaș prahovean. Vătăjelu a șutat slab de la 11 metri, Cobra a respins în față, mingea a revenit fundașului stânga craiovean care a pus latul de la 8 metri, fără speranță pentru Lupi. Oltenii și-a majorat avantajul în minutul 62 prin Nuno Rocea, care a reluat din foarfecă de la 10 metri după o fază creată de Andrei Ivan. Nu am intrat în lupta pentru play-off. Șanse matematice sunt foarte, foarte mici, dar încă mai este o speranță cât de mică. Noi luptăm la fiecare meci să luăm cele 3 puncte și după aceste două meciuri care au mai rămas, vedem unde ne situăm. Ați început bine, ați terminat prost. Mai bine începeam prost și terminam bine. Da, un început prost pentru noi, de retur, să zic între ghilimele, așa că a început de mult returul, un teren foarte, foarte greu. Cred că totuși prima repriză, diferența a făcut acel 11 metri. Din păcate pentru noi nu am reușit să revenim și să egalăm. Mai credeți în salvare? Da, normal, credem. Intrarea în lupta pentru play-off? Nu. Eu cred că e un prim pas, unul foarte important, unul pozitiv. Faptul că am reușit asta să câștigăm cu 2-0 în condițiile unui teren extrem de greu și dacă aș mai adăuga faptul că am rămas în inferioritate numerică timp de, cred că, 30 și ceva de minute, a cântărit foarte mult. Mă bucur că băieții au reușit să reziste până la capăt și să avem chiar în inferioritate numerică, să avem multe acțiuni de poartă și chiar ocazii foarte, foarte mari de a marca. Felicit echipa gazdă pentru jocul prestat și pentru că s-a adaptat mult mai repede ca noi la acest gazon. Sper ca echipa mea să arate mult mai bine la următorul meci, pentru că avem calitate, am jucători care poate să facă față presiunii pe care o are Petrolul Ploiești în momentul ăsta. Craiova rămâne pe locul al 8-lea după această victorie și va juca în etapa viitoare în deplasare cu Pandurii. Handbalistele de la SCM Craiova au câștigat sâmbătă meciul cu Universitatea Cluj, cu scorul de 30-29, grație golului înscris de Cristina Florica. La ultima fază a meciului au curs lacrimi de bucurie ale jucătoarelor de la SCM, dar și de durere, deoarece craioveanca Șelaru Carmen a suferit o fractură la braț. Antrenoarea Simona Gogârlă era răgușită la finalul partidei, după ce aproape tot meciul le-a strigat indicații albalbastrelor. Simțeam că nu mai am aer, strigam la fete cât puteam, dar ele normal nu mă auzeau și din cauza spectatorilor care le încurajau. Și le mulțumesc pentru puterea de care au dat dovadă, mai ales Cristinei Florica, care astăzi a jucat extraordinar. A făcut un meci foarte bun. Ce are Carmen? Ai văzut-o? Ah, acolo. Da. Pe moment, ce ai văzut? Sau? Eu cred că are fractură, avea osul ieșit. Arăta groaznic. Cu siguranță va avea nevoie de o pauză, cu siguranță va avea mâna în gips. Un meci care ne l-am făcut singure, greu, și care până la urmă am reușit să scoatem maximul din el, cele 3 puncte care ne interesau. Și clujencele au plâns de tristețe, iar antrenoarea Carmena Mariei, care în trecut a activat la Craiova, a reușit cu greu să le consoleze. Da, plângeau pentru că au muncit și au dorit enorm de mult, măcar cel puțin un punct să luăm la această dispută. Cred că golul Cristinei Florică, ultimul, a fost pur noroc și o greșeală enormă din partea portarului nostru, care a făcut o mișcare care nu trebuia să o facă, pentru că pe altundeva n-avea pe unde să intre mingea respectivă, dar asta este. Ne-am așteptat la o atmosferă ca asta și la un meci foarte greu. Ne-am pregătit intens toată săptămâna și știam că va fi de la egal la egal, însă cred că meritam un egal până la pe final. Oh,